Bună ziua, stimați reprezentanții mass media, onorați cetățeni a Republicii Moldova. Republica Moldova a fost declarată stare de urgență de aproape 10 zile în urmă, iar Partidul Politic Șor și Platforma Parlamentară pentru Moldova, așa cum a anunțat la 31 martie în Parlament, monitorizează cu strictețe acțiunile și deciziile luate de Comisia pentru situații excepționale și vine cu propuneri și soluții concrete atât pentru asigurarea sănătății cetățenilor, cât și pentru a ajuta cetățenii și mediul de afaceri. Chiar dacă în ultima săptămână numărul de îmbolnăviri este, să spunem, în ușoară scădere, numărul de decese este în continuare extrem de îngrijorător, iar sistemul medical este sub o presiune enormă. Depinde în continuare și de cetățeni, dar mai ales de autoritățile statului, să întreprindă măsuri necesare ca indicele pandemic să scadă și să putem reveni la o situație normală. Dar guvernul, președinția și parlamentul trebuie să înțeleagă foarte clar că principala sarcină cade pe umerii lor. Și trebuie să înțeleagă că în aceste momente extrem de responsabile nu este loc pentru jocuri politice. Astăzi suntem obligați să întreprindem acțiuni concrete și eficiente. Criza economică a lovit crunt în moldoveni, iar statul nu a reușit, din păcate, să le ofere un suport real sau acțiuni de susținere concrete. Descurajați și stresați, oamenii trebuie, în afară de aceasta, să plătească acum și mai mult pentru unele produse, în condițiile în care statul nu a făcut prea mult pentru ei. Eu cred că datele oficiale ale Biroului Național de Statistică pentru luna februarie ilustrează foarte bine situația în care s-au pomenit cetățenii noștri. În primul rând, au crescut prețurile în ritmul galopanei la produsele alimentare, mărfuri și servicii prestate populației. Concret, de exemplu, prețurile la cartofi, care se consideră, să spunem, a doua pâine a moldovenilor, a crescut în februarie față de ianuarie cu aproape 7%, iar unele legume cu până la 13%. Au crescut prețurile la lactate, fructe și alte produse de primă necesitate pentru cetățeni. În februarie față de ianuarie s-a majorat prețul cu până la peste 6% la gaz lichefiat ambalat în butelii și carburanți. În aceste împrejurări, statul este obligat să vină cu soluții și mecanisme de susținere a cetățenilor, mulți dintre care, cu părere de rău, au căzut deja în deznădejde. În această situație, Partidul Politic Șor și Platforma Parlamentară pentru Moldova vin cu mai multe propuneri în vederea amortizării efectului crizei în care ne-am pomenit. În primul rând, cerem statului să instituie moratoriu în această perioadă la scumpirea gazului, carburanților și a energiei electrice. 2. În condițiile în care posibilitățile oamenilor de a-și asigura un trai decent au scăzut drastic, cerem instituțiilor de resort să intervină pentru ieftinirea benzinei și motorinei până la nivelul prețurilor din decembrie 2020. În același timp, cerem Consiliului Concurenței să întreprindă acțiuni concrete pentru a destructura înțelegerile de cartel în domeniul importului și comercializării produselor petroliere. Noi am auzit până acum declarații și intenții, dar astăzi așteptăm acțiuni concrete și realizări. De asemenea, considerăm absolut necesară introducerea moratoriului asupra prețurilor la produsele de strictă necesitate. Nu mai putem permite repetarea cazurilor din ultima perioadă, când prețul la unele produse pur și simplu a explodat. Un exemplu concret este uleiul, care s-a scumpit cu până la 30%. Astăzi, în Republica Moldova, stat agrar, uleiul a ajuns să coste până la 40 de lei pentru un litru. În același timp, în perioada stării de urgență, statul trebuie să amplifice suportul social pentru categoria social vulnerabilă, să le ofere compensații suplimentare, iar în cele mai grave cazuri, să le subvenționeze plățile la serviciile comunale. O altă problemă a oamenilor sunt creditele la bănci și la organizațiile de microfinanțare.
Credem că în perioada stării de urgență trebuie să fie instituit un moratoriu și la achitarea ratelor lunare la bănci și la companiile de microfinanțare. De asemenea, statul este obligat să asigure susținerea mediului de afaceri. Apreciem acțiunile recente a Comisiei pentru situații excepționale, dar le considerăm absolut insuficiente. Domeniul Horeca, comerțul cu amănuntul, piețele și transportatorii înregistrează astăzi pierderi enorme. Dacă statul nu va veni cu măsuri concrete, aceste întreprinderi pur și simplu vor falimenta. Iar aceasta înseamnă, pe lângă reducerea venitului la buget, și zeci de mii de șomeri, ceea ce înseamnă o povară și mai mare asupra bugetului statului. Este necesar să gândim și să implementăm acum măsuri radicale și urgente pentru a nu permite să se agraveze situația și mai mult. Cerem Comisiei pentru situații excepționale să ia în calcul și să implementeze propunerile noastre. Oamenii așteaptă de la stat soluții, pentru că în toate aceste incertitudini sociale și economice, în condițiile unei crize politice care, cu părere de rău, nu se mai termină, oamenii trebuie să simte că, dincolo de divergențele politice ale guvernanților, instituțiile statului trebuie să rămână de partea lor, de partea cetățenilor. Noi suntem deschiși și permanent am fost deschiși să discutăm cu instituțiile statului, cu guvernul, măsuri și acțiuni punctuale pentru fiecare categorie de cetățeni și pentru fiecare sector al afacerilor. Avem un proiect amplu care ar permite ieșirea Republicii Moldova din criză și redresarea situației sociale-economice. Așteptăm deschidere și un dialog clar din partea Guvernului, Președinției, Parlamentului pentru a discuta și implementa deciziile și dispozițiile care se impun. Vă mulțumesc mult!